Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, a vizitat șantierul de lucru al drumului județean 402. În momentul de față se modernizează 62 de kilometri de drum ce traversează localitățile Curcani, Luica, Nana Solacolu, Fundulea, Tămădău și Măriuța. Lucrările sunt finanțate prin programul operațional regional și au o valoare de 93 milioane de lei fără TVA.